Pompierii din municipiul Drobeta Turnu Severin au fost chemați să intervină ieri seară, după ce o bucată dintr-un balcon al unui bloc s-a desprins și a lovit o femeie. Victima a suferit răni la nivelul capului și a fost transportată la spital. Clipe de coșmar pentru o femeie de 35 de ani din cartierul Schela din Drobeta Turnu Severin, care a fost rănită în timp ce întindea rufele pe terasă de un balcon desprins de la etajul 2 al unui bloc. Pompierii mehedințeni solicitați de către vecinii femeii au intervenit luni seară pentru salvarea acesteia. Seara trecută, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei persoane surprinse sub un element de construcție pe strada Merilor din municipiul Drobeta Turnu Severin. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență 4 echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin cu o autoscară, o auto specială de descarcerare, o auto specială cu apă și spumă și o ambulanță smurt, dar și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță. Pompierii au acționat pentru evacuarea femeii aflate la etajul 1, care a fost lovită de un element de construcție desprins de pe balconul locuinței situate la etajul superior. Victima, în stare de conștiență și cooperantă, a fost predată Serviciului Județean de Ambulanță, ulterior fiind transportată la spital. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență 4 echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin, cu o autoscară, o auto specială de descarcerare, o auto specială cu apă și spumă și o ambulanță smurd, dar și o ambulanță SAJ. Victima, în stare de conștiență și cooperantă, a suferit traumatisme la nivelul capului și membrului superior și a fost predată echipajului SAJ, ulterior fiind transportată la spital, din păcate în stare gravă. Conform procedurilor a fost deschisă o anchetă pentru a se stabili cauzele, dar și vinovatul producerii acestei întâmplări.